Salutare și bine v-am găsit la un nou episod mirobolant de Minecraft. Astăzi suntem pe playpixelcade.net, un server super, super tare. Este un server de Prison OP, dacă vreți și voi să jucați, aveți IP-ul în dreapta sus. Este un server premium, din câte știu eu. Și treaba super șmecheră este că avem mine infinite. Noi suntem la mina de coal și tot așa vom evolua până când ajungem la mine de diamant, de emerald, de gold, de iron și așa mai departe. Rămâneți alături de mine să vedeți tot progresul. După ce strângem noi tot felul de coal pe aici, uite că suntem și cu abonații, putem să vindem la nenea asta și la nenea asta și pe aia putem tot evolua și putem merge în următoarea mină și în următoarea și o să trecem pe la toate practic. Avem și niște chei aici pe care o să mai dau și la abonați din cheile astea. Giveaway direct. Poftim frate, 2 ok, poftim și tu 2 ok. Dacă mai vrea vreun abonat să vină pe lângă mine. Acum faza faină îi să vă explic, sunt foarte multe chestii de făcut. De exemplu, uite, avem și bară plot, stai cum mă duceam, plot teleport. Asta e parcela mea, ok? Și aici împreună cu abonații voi putea construi o grămadă de chestii. Faza faină aici e că, de exemplu, poți să-ți iei ce vrei tu când vrei tu. Materiale de construcție mă refer, ți-ai luat 64 lemn pe moca. Și poți, bine, sper să nu dispară astea, poți construi pe plotul tău, știi? Cam asta e ideea. Asta e așa pe lângă, mai ai bară world crates, aici de exemplu poți deschide cutiuțe. Imediat mergem la minat. Uite, deschidem o cutie mitică, de exemplu. You don't have a key for this. Aici, mă, frate. Nu, stai. Mythical. Mi-a dat 20% rank up. Dacă nu se vede, uite, stai să mă mut. Uite, acolo în stânga apare. 25% rank up. Hai să deschidem alte cutii. Prestige. Deschidem și asta una. 16% of your rank up. Poți să-ți dea până și pickaxe-uri și nebunii. Rar. Am și aici cutie. Hop. Am primit 6 shards. Și chestiile astea, fii atent cât de șmechere sunt. Ca idee aici, treaba lui să te tot duci dintr-o mină în alta. Hopa. Bară warp A. Eu este la mina A de coal și vom mina în continuu. Și treaba lui să ajung să faci un asemenea pickaxe cum îl am eu pe ăsta. Ăsta nu o să-l folosesc. L-am primit de la ownerul serverului să vă arăt și vouă ce chestii puteți să ajungeți să faceți. Și haideți să vă arăt diferența între pickaxe-uri. Deci aici e inventarul meu. 312 din 251, da? De mii. Am, bam. 324 din 251 de mii și acum fiți atenți. 180 de mii deja. Și am spart două din alea. 242 de mii. Deci practic cu asta pot să fac banii instantaneu. Se fac super, super ușor. Cu cât faci mai mulți bani, cu cât deschizi mai multe cutii, cu atât o să ai acces la următoarele mine. Și parcă era o comandă, era bară max rank up și îți dai rank up dacă cumva ai bani și nivel și tot ce trebuie. Uite că îmi dă și viteză, mă. Fii atent, deci pickaxe-ul ăsta îmi dă până și viteză, frate. Dar noi nu-l vom folosi pe ăsta că nu-i cinstit față de abonați. Și cu shard-urile astea, de exemplu, le poți pune direct pe pickaxe. Bam! Mi-a dat Fortune 1. Ăsta ce-mi dă? Laser 1. Și uite așa să faci pickaxe-ul din ce în ce mai bun. Eficiență. Tot îmi pun pe pickaxe. Să văd cât de bun îmi devine pickaxe-ul meu. Fortune. Tot ce vrei tu, frate. Uite, uite cum sap acum așa asta. Mamă. Și scrie acolo, deja am 300... A, e fain că scrie în timp util. Backpack. Da, ați văzut diferența? Uite, 900, dacă îmi pun pickaxe-ul ăsta, stai un pickaxe super bun. Ai dat odată, am 61.000 dintr-o singură lovitură. Bun, și trebuie să-ți tot strângi tu din mina asta imensă, imensă de coal. Ia să mergem noi sus. După care, când îți dai rank up, o să ajungi să te duci la mine, gen din... V-am zis, din diamante, din gold și așa mai departe. Bineînțeles că noi vom face tot progresul acesta. O să vedeți. Trebuie doar să apăsați cu toții butonul de like să văd că vă place. Și foarte important, apropo, să veniți și pe live-uri. Aveți în dreapta sus programul acum. Faceți o poză repede de pe jur. Pe Easy Nociv și pe Nocivanu facem live-urile în funcție de programul de acolo. Stai că am pus... Nu, am pus ratonașii, scuze. Am vrut să pun programul în dreapta sus. Am pus Instagram-ul ratonașii. Nu băgați în seamă.
Acum ați văzut în dreapta sus programul, faceți o poză. Dăm sell la băiatul ăsta și am mai vândut 62.000. Dar dacă eu nu făceam chestia asta, vă dați seama cât de greu strângeam banii, nu? Uite și ce ușor sparge, asta îmi place. El, tipul serverului, e un tip de server prison OP. Tocmai asta e ideea, să poți distruge tot foarte simplu. Uite cât am mina de căul aici, frate. Efectiv, blindat de căul ești aici. Iote. Ai ce să comentezi? Căul peste tot. Pam, 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 te duci în jos, tot căul. Desenea să ai atâta căul și să spargi așa. Ia, 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 că-s curios. Să mă duc până în partea alaltă, deși nu mai văd nimic. Hop, hop, hop. Fac și ceva level. Ia să încerc să ies de aici, gata, am ieșit. Mama, am fly? Poți, a, dar poți să-ți dai butterfly aici dacă vrei, dar mie nu-mi place. Deci îți poți da butterfly dacă vrei să farmezi la modul ăsta. Hopa, așa ceva. Dar aici sunt și alte chestii. Nu știu dacă sunt buni alea sau nu. Asta e sponge. Da, cred că e bun. Și poți să minezi ceva de genul ăsta, uite așa. Dacă vrei să faci banii mai repede. Asta în funcție de cum îți place ție. Și uite așa se strâng. Deja am 3700. E ca și cum aici sunteți admini. Bam, 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 bam. Forță! Efectiv, o mină infinită de căul. Să ajungi la așa ceva, trebuie să fii barbasan. Faza faină e că până și în plot, stai să scoatem fly-ul, până și în plotul tău poți să... să-ți faci minele tale proprii. Mine de diamant, o grămadă de chestii, încă nu știu nici eu prea multe. Și eu încă învăț. Dar împreună cu voi, dacă intrați, oricum, sigur o să facem minim 4 episoade. Așa că așteptați-vă și la alte episoade. Și m-aș bucura ca toți care se uită la acest episod să apese butonul acela de like. Pentru că este și o promovare și asta mă ajută pe mine super mult. Suntem doar la 9000. Păi ați văzut cât de OP-ul e pickaxe-ul ăla la alt? Asta e mă faza. Hai să le mai dau chei abonaților. Uite, de astea am multe. Prestigi. Le dau chei. Poftiți, poftiți. Poftiți chei, poftiți. Le mai dau și o de asta. Le dau o legendary. Unde-i? N-am legendary. Mythical, epic, rar. Ba da, asta e legendary. Dau o cheie legendară. Dar mă voi duce la distanță mai mare. Ia să vedem cine prinde. Aici o arunc, frate. Nu! Mi le-au luat pe toate. Ba nu. Le-am aruncat pe toate din greșeală. Ok. Una. Cine a prins-o? Nu știu cine a luat-o, dar cineva a luat-o acolo. Vai ce m-am speriat, am crezut că am dat tot. Aici pot să-mi pun mină, dacă pun chestia asta în plotul meu, dar asta pe episoadele următoare probabil. Pam, 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 para, pam, pam. Hai să vedem cât căul mai putem strânge, barbasanii mei. Cât căul credeți voi că e aici? După voi așa. Eu nu pot să-mi deschid backpack-ul ăsta să văd ce e înăuntru? Nu pot, a? Doar îmi zice ce am. A, uite, am 7450 de bucăți de cobble și 3870 de bucăți de căul. What the hell? Mamă! Cum bă, frate, să ai atâtea chestii? Holy moly guacamole! Let's go, let's go! Uite cum facem și levelul, ajungem la level 24 imediat. Suntem la 24. Mamă, ca prin brânză tai totul. Nici măcar pe creative nu sparge în halul ăsta. Chiar nu. Nici măcar creative nu te poate ajuta la așa ceva. Vreau să ies. Uite-te și cât de repede ieși dacă vrei. Bam, 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 doar sap puțin pe aici. Și a ieșit. Mă, dar e mare mă mina asta, mă așteptam să fie mai mică, să ies mai repede. Hop, 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 hop. În sfârșit am ajuns și eu la lumină, m-au băgat abonații acolo, m-au închis. Mă duc să mai vând puțin, nu știu unde e băiatul ăla. Unde-i mă? Băiatul! Aici? Da. Bun. Perfect. Și eu nu văd, a, uite, voturile, playtime, am jucat o oră și 15 minute aparent pe server.
Deci chiar m-am jucat înainte. Episodul în momentul ăsta e de 10 minute și eu am stat o oră și ceva pe server. Deci am mai jucat încă o oră. Ca nebun m-am jucat pe aici. E super tare că te simți așa, nu știu. Simți așa că ai un fel de putere, mă. Cam asta e faza. Te simți mai puternic, pur și simplu. Că poți să faci treaba asta, să spargi așa tot. Să te duci așa în fața, pe mai ai și fly-ul, poți face așa. Bam, 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 bam. N-ai nicio problemă. Niciuna măcar. Hop, 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 hop. Boom. Și am ajuns, boom. În episoadele următoare vom mai deschide cutii să ne facem pickaxe-ul și mai OP. Să ajungem să avem, nu știu, naiba să-l ia de pickaxe. Să avem fărcen, ăsta cât are, mă, ia fiți atenți. Fărcen 5500, bă. În episodul următor o să deschidem multe cutii. Așa că să intrați să fiți blană pe zonă. Let's go, hop, let's go. M-au s-o blocat, s-o dus. Rip. Rip. Nice, vindem din nou. Și vreau să vă mai arăt acum ceva. Hai mă să vă arăt celor care ați rămas până mai pe la final și poate o să arăt și pe episodul următor. Frații mei, avem, uite, avem și drop party. Asta cum e? Drop party. Eu nu știu toate zonele astea. Mamă, ce naiba e aici? Dacă se face pe trecere, mă, n-avem acces noi să intrăm acolo. Warp, avem warp black market. Aici e piața neagră, măi. Vii aici și oamenii cumpără sau vând câte ceva. Fiecare vinde, cumpără ce vrea. De exemplu, ăsta sugar cane, nebunie, nu știu. Plastic cane. Uite, uite, uite. Pot să cumpăr asta? Am luat-o. Și mi-a luat banii? Nu știu că mi-a luat banii, dar... Frate, am luat asta, am night vision. Mi-am pus night vision. Sau ce naiba mi-am pus? Nu mai înțeleg. În fine, mi-am făcut pickaxe-ul mai bun dintr-o dată. Let's go. Aici un curcubeu. Pot să intru și eu să văd ce ai înăuntru? În fine, mai cumpărat un shard din ăla. Aici văd că cineva a AFK. Noi ne întoarcem la warp-ul nostru și vreau să mai minez puțin. Acum voi vrea să merg așa în jos, vedem cât de jos putem merge, că-s curios. Până aici. Sunt ceva blocuri. Acum suntem la stratul 67. O să văd câte blocuri sunt. Sunt super curios și mă gândesc că și voi. Hai să urcăm. Parcă e mai bun pickaxe-ul meu, nu vi se pare? Da, și apropo, aici nu ți se strică niciodată pickaxe-ul. Doar ți-l faci tu mai bun. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Hop, 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 hop. Dar uite-te ce are pickaxe-ul ăsta, mă. Speed, night vision, haste. Bă, dar eu și eu mi-am pus night vision pe ăsta și nu a apărut. Va fi atent că faci XP aici. Am level 2 pe pickaxe. Ok. Nu prea înțeleg eu, dar... Deci era stratul 67. Hai să mergem mai sus. Cam aici ar trebui. Stratul 108. Asta înseamnă, după matematica mea, 41 de nivele în jos. Păi te poți duce blană, mă. Zisea 41. Mamă, aș vrea să fac un calcul. Vreți să aflăm câte blocuri sunt aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bă, dar nu faceți din astea, mă, lăsați-mă. Oh my god, mă gândesc că e un pătrat. Dar pot număra bedrock-ul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. O să cred că sunt 100. Cel mai probabil. 100 pe 100. Stai un pic. Nu știu dacă știu să calculez, mă. Deci,
100 ori 100. Ok, și ori 41. Sunt 410.000 de blocuri aici, mă. 410.000. Aproape jumătate de milion. Mai zic ceva. Vreau să văd și eu mina asta de sus. Uite așa ceva. Vai de capul meu câta îi. Deci nu pot să cred. Deci în mina asta de căul, nici măcar nu se vede practic e căul aici. Holy moly. Mina de 410.000 de căul. Bine, nu e el neapărat numai căul, dar o să-i spunem că e de căul, pentru că căul e cel mai jumecher aici. Peste 100.000 de blocuri de căul aici. Vai de viața mea. 100 ori 100 e 1000, nu, 100 ori 100 e 10.000. Și 10.000 ori 41 e 410.000. Așa am calculat. Sper că am calculat bine, dar eu așa cred că am calculat bine. Pentru că practic trebuie să calculez prima oară primul nivel, care e 100 pe 100 și înseamnă 10.000. Deci 10.000 e o linie din asta întreagă, după care trebuie să înmulțești cu câte sunt în jos. Da, deci 410.000. Am calculat bine, zic eu că am calculat bine. Bine, mă, sper să fi numărat bine blocurile alea. Holy moly, boss. 410.000 de blocuri? Incredibil. Incredibil. Hop, hop. Bun. Acum vreau să am și o poză de thumbnail, la sincer nu știu cum să fac. Cred că trebuie să fie totuși mai aproape, undeva unde e mai mult căul. Ceva în genul ăsta. Nu știu exact, dar e nebunie, bă. Mamă, cât căul e aici. Paradisul căulului. Că dacă pun chiar de sus de tot, apoi nu se mai înțelege nimic, frate. Ia stai să mă ascund și eu o secundă. Să am așa. Hop. Uite așa ceva. Și mă mai tot duc în sus. Aici apare mult căul. Bun. Perfect. Ne punem înapoi. Hop. Mai merge să deschidem o singură cutie. Warp crates. Hai să vedem. Să deschidem prestige sau mythical sau... Bă, am mai primit chei, mă. Din cauza că am făcut level sau de ce naiba? Da, mă, frate, cred că din cauza că am făcut level. Hai deschidem una legendary. Ce ziceți? Dacă tot deschidem una, să fie una ca lumea. Toată lumea acolo, like, share, subscribe, toate nebunile. Și 3, 2, 1, sper că ai apăsat butonul de like, deschidem o cutie legendară. 10% la în cap. Pe bune. Dă-mi și mie un shard. Ce mi-a dat, mă? Mi-a dat push-ut. Bă, frate, vreau și eu un... Oh, ce e asta? Mamă, fii atent. Chestia asta, cu chestia asta poți să... E un voucher să-ți faci chest-ul mai bun. Asta e super folositor. Să poți strânge mai multe chestii. De exemplu, eu am... Maxim 251.000 să strâng în el, pun ăsta, bam, cât aveam, mă? Cât am acum? 2 meleoane? Mamă, de la 200.000 pot să pun 2 meleoane acum. 200.000, 2 meleoane, 200. Două cu barbasanul. Deci nu mai deschidem de astea legendare, că scam. Hai să le mai dăm la abonați. Mai merită abonații, să le mai dăm câteva. Poftim, Alex. Poftim. A, nu pot să arunc? Nu cred că pot. Sorry, but you can't... Hai, mă. Haideți warp A să vă mai dau. Abonații mei. Vă pun una acolo. Și una aici. A, stai că s-o pus una lângă alta, naiba. Una acolo. Și una acolo. Una, bun. Mai este una jos, una jos, una jos. Aici, aici, aici. Uite acolo. Mai luați-mă. Luați-mă, frate, de la mine. I-am aruncat. Sper să împartă și ei între ei. Dacă m-au zis pe live, împărțiți și voi între voi. Bun. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut mina infinită, practic, de căul. Uite-te și tu cât am mina, frate. Deci dacă v-a plăcut mina infinită de căul, nu uitați de un like, un share, un subscribe, foarte important. Și să vă abonați și pe canalul Nocivanu și pe canalul
Alexen și pe Izinociv și foarte important și pe Gătește cu Lavi. Să vedeți o grămadă de chestii bune pe acolo. Vă salut cu respect. Toate cele bune. Pa, pa. Nu uitați să intrați pe playpixelcade.net dacă vreți să jucați. Eu sigur o să mai fac că 3 episoade minim. Toate cele bune. Vă salut cu respect. Pa, pa.